Președintele turc Recep Tayyip Erdogan a declarat că pregătirile pentru vizita premierului Benjamin Netanyahu în Turcia sunt în curs și că aceasta ar putea avea loc în octombrie sau în noiembrie. Erdogan a spus că el va călători în Israel după vizita lui Netanyahu în Turcia. Erdogan a întâlnit recent pe Netanyahu cu ocazia adunării generale a ONU de la New York, marcând prima lor întâlnire față în față din 2016. După întâlnirea cu Netanyahu, Erdogan a spus unui grup de lideri evrei că intenționează să viziteze Israelul în curând și a adăugat că este foarte încântat de reconcilierea cu Israelul. Netanyahu trebuia să viziteze Turcia în iulie și să se întâlnească cu Erdogan, dar a anulat vizita după ce a fost supus unei proceduri de implantare a unui stimulator cardiac. Israelul și Turcia au anunțat oficial anul trecut că vor normaliza relațiile prin întoarcerea ambasadorilor și consulilor după ani de tensiuni. În decembrie, ambasadorul Israelului în Turcia, Irit Lilian, i-a prezentat acreditările lui Erdogan. În martie, noul ambasador al Turciei în Israel, Shakir Ozkan Turunlar, și-a prezentat acreditările președintelui Herzog. Fostul secretar de stat al Statelor Unite ale Americii Hillary Clinton l-a criticat pe președintele rus Vladimir Putin pentru decizia sa de a invada Ucraina, despre care a susținut că a cauzat mari pagube Rusiei și nu a făcut decât să înrăutățească situația Moscovei. E păcat, Vladimir, e vina ta, a spus Hillary Clinton criticându-l pe Putin, iar mai apoi l-a criticat pe fostul președinte Trump pentru că acesta ar fi promovat o politică externă greșită, pentru că nu s-a apropiat și mai mult de aliații și prietenii Americii. Ceea ce nu a reușit să observe Hillary Clinton este că Trump nu a început niciun război, iar situația din Rusia nu este chiar atât de dificilă precum încearcă administrația Biden să o descrie. Oricum, America se află în pragul unei posibile blocări guvernamentale pentru că așa zisele sancțiuni împotriva Rusiei s-au întors împotriva Americii, dar și a altor state. Blocajul guvernamental este determinat de Camera Reprezentanților, unde un număr de republicani cer reducere ale cheltuielilor federale, inclusiv ale celor cu războiul din Ucraina. Dacă nu se ajunge la un acord până sâmbătă, când începe noul an fiscal pe 1 octombrie, milioane de americani, inclusiv familiile de militari, vor avea plățile blocate. Un cunoscut pastor baptist rus a fost forțat să fugă în exil, fiind anchetat pentru discreditarea armatei ruse și răspândirea de informații false. În luna august, împreună cu familia sa, pastorul Yuri Sipko a fugit în Germania de frica autorităților ruse, care pe 8 august i-au percheziționat casa, iar numele său a fost trecut pe o listă a persoanelor căutate. Pastorul Sipko este o persoană cunoscută în rândul baptiștilor, slujind 9 ani ca președinte al Uniunii Baptiste Ruse. El a fost printre liderii care au criticat legile ce pun presiune asupra creștinilor evanghelici și libertatea lor de a evangeliza. El s-a opus inclusiv interdicției impuse tuturor activităților marturilor lui Jehova, spunând că, cităm, distruge dreptul constituțional al libertății de conștiință, chiar dacă nu este de acord cu doctrina lor. El a mai criticat războiul pentru că uciderea oamenilor este un păcat și unii clerici ortodoxi au fost inculpați pentru că au pus sub semnul întrebării războiul. Presiunea lui Putin asupra grupurilor religioase care nu i-au sprijinit invazia este ridicată. În august, o instanță a închis grupul principal de monitorizare a libertății de religie și credință, SOVA, pentru, cităm, încălcări grave și ireparabile. Parlamentul argentinian a adoptat în unanimitate un proiect de lege care stabilește ziua de 31 octombrie drept zi națională a bisericilor evanghelice și protestante. Proiectul de lege a primit aprobarea tuturor deputaților prezenți și a fost rezultatul unui consens între partidele politice din Argentina. Decizia de a alege data de 31 octombrie este un gest semnificativ deoarece comemorează ziua în care călugărul german Martin Luther și-a făcut publice cele 95 de teze în 1517, marcând începutul reformei protestante, un eveniment cu un profund impact istoric și cultural. Potrivit Alianței Bisericilor Evanghelice din Argentina, cităm, această măsură întărește libertatea religioasă în țară și validează munca socială și spirituală neobosită a miilor de biserici evanghelice din Argentina, încheia citatul. Potrivit sondajului realizat în 2019, aproximativ 15,3% din populația argentiniană se identifică drept creștini evanghelici. Aprobarea proiectului de lege în Parlament este un pas crucial pentru adoptarea viitoare a acestei legi. Proiectul de lege își va continua procesul legislativ în Senat, unde este de așteptat să fie aprobat.
Alfa Omega.